voi, cei ce ați fost adânc legați și Dumnezeu v-a dat scăpare. Voi, până la moarte îi datorați recunoștința cea mai mare. Voi, cei ce l-ați chemat în greu și El v-a scos din suferință. Voi, până în veci lui Dumnezeu, îi datorați recunoștință. O, nu uitați ce v-ați legat când El v-a scos din strâmtorare. El și-a împlinit cuvântul dat, dar cum vi-l împliniți, voi oare? O, nu uitați, o, nu uitați ce i-ați promis, ce-i datorați. Primiți al vostru legământ, căci Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Amin. Voi citi din tâlcuirea Evangheliei a 32-a după Rusalii. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un om anume Zaheu și acesta era mai mare de vameșilor și era bogat. Și căuta să-l vadă pe Iisus cine este, dar nu putea de nimic că era mic de stat. Și alergând înainte, s-a suit într-un lut ca să-l vadă pe el că pe acolo avea să treacă. Și dacă a venit la locul acela căutând pe Iisus, l-a văzut pe dânsul și i-a zis: Zahei, grăbește-te de coboară, că astăzi în casa ta mi se cade să fiu. Și grăbindu-se să coboră și l-a primit pe dânsul bucurându-se. Și văzând că toți scârteau zicând, la un om păcătos a intrat să găzduiască. Iar Zaheu stând a zis către Domnul: Iată, jumătate din avuția mea, Doamne, o dau săracilor. Și de a năpăstui pe cineva cu ceva, întorc înapoi în pătrin. Și a zis către el Iisus: Asta s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și fiul lui Avram acesta este, că a venit fiul omului să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Ce minunată și plină de învățătură este Evanghelia lui Zaheu din Ierihon. Acest Zaheu este pus înaintea noastră cu o minunată învățătură despre cum trebuie să plece fiecare om pe calea mântuirii sufletești. Să cercetăm dacă de amănântul, să aflăm cum s-a mântuit acest Zaheu. Înainte de toate, să vedem ce l-a plecat de acasă pe vameșul Zaheu. Vameșii erau oameni vestiți de bogați. Zaheu era mai marele vameșilor. Iar vameșii erau păcătoși vestiți, care își făceau averi cu fel de fel de camete, nedreptăți, înșelăciuni și furturi din averea statului. Zaheu era așadar mai marele păcătoșilor și mult va fi trebuit să fura și înșelat până să ajungă la acest rang. Dar ce-i păsa lui de acest lucru? El era bogat, putre de bogat și nu ducea lipsă de nimic. Însă totuși lui Zaheu îi lipsea ceva. Îi lipsea ceva ce nu-i puteau da banii. Îi lipsea ceva în sufletul lui. Sufletul lui Zaheu simțea o greutate, simțea o neliniște, o nemulțumire. Din adâncul sufletului său auzea tot mai lămurii mustrarea. Vai de tine, Zahie, și de banii tăi făcuți cu strâmbătate și vicleșug. Lasă această cale, această greutate și turburare ce o simțea sufletul său, l-a făcut într-o zi să-și lase vama și câștigul și să plece ca să vadă pe Iisus, un om care predica despre cele sufletești. Pe Zaheu l-a adus acasă nu numai vestea ce se dusese despre Iisus, ci l-a adus mai ales greutatea pe care o simțea sufletul său. L-a adus dorul și dorința ce se treziseră în el după înnoirea vieții. Zaheu simțea că îi lipsește ceva și din acest ceva îl suia pe el om bogat într-un dud din marginea drumului. Și iată pe drum se apropie Mântuitorul. Se apropie ca o lumină mare care atrage după sine un orod întreg. Zaheu îl vede apropiindu-se din ce în ce mai tare. Zaheu se simte acolo sus în dud tot mai mic și tot mai neliniștit. În lumina Mântuitorului, Zaheu își vede deodată tot trecutul său, plin de întunericul păcatelor. În lumina Mântuitorului, Zaheu simte cum deodată pierde tot prețul averii sale și al banilor săi. În fața Mântuitorului, Zaheu se simte atât de sărac, atât de gol, atât de negru și de păcătos. Își simte zădărnicia vieții lui atât de mult, încât îi vine să strige de acolo de sus: Vai de mine și de viața mea! În această clipă, Mântuitorul se oprește și strigă: Zaheu, grăbește-te de tepogară, că astăzi în casa ta mi se cade să rămân. Zaheu stă o clipă uimit. Dacă ar mai fi fost cineva în dud, ar crede că Iisus îl strigă pe altul. Dar e numai el. Și coborându-se repede, îl primește cu bucurie.
bucurie pe Mântuitorul în vreme ce gloata se miră că acesta intră să găzduiască în casa unui om păcătos. O ce minunată învățătură este în această istorie a lui Zahel. Pe Zahel l-a atras la Mântuitorul chemarea sufletului său. Oricât de păcătos era Zahel, în sufletul său mai rămăsese ceva ce îl chema și îl ducea să-l vadă pe Mântuitorul și să se întâlnească cu el. Zahel a dat ascultare acestei chemări. Și această ascultare l-a întâlnit cu Mântuitorul și l-a pus în față luminii Mântuitorului. Când i s-au deschis ochii să vadă întunericul vieții sale. Oricât de păcătos ai fi tu, cititorule, oricât de mult ai fi ticăloșit, ia seama că și la tine tot a mai rămas ceva ce te atrage la Mântuitorul. A mai rămas în tine o scânteie pe care păcatul nu o poate stinge. A mai rămas în tine o dorință, un glas, o chemare, o suspinare a sufletului, care nu se stinge chiar în orice adâncă afară de legilor te-ai coborât, ci strigă de acolo și umblă să strige la Mântuitorul. Oricât de păcătos era Zahel, tot a mai fost ceva în el care l-a ridicat sus să-l vadă pe Mântuitorul. Oricât te fi cufundat în ticăloșie, mai este în tine ceva ce te poate ridica sus. Zahel a ascultat această chemare a sufletului și s-a mântuit. Ascultă bine, dragă cititorule, această chemare este o dorință, o suspinare a sufletului tău, să ieși din ticăloșie. Ascultă, dragă suflete, această chemare, că ceea te duce în fața Mântuitorului, iar când ai ajuns în fața Lui, deodată ți se deschid ochii sufletului, să vezi întunericul în care trăiești și să cauți lumina și viața. Cele mai multe suflete se pierd nu pentru că nu li se predică Evanghelia, ci pentru că nu vor să asculte predica din sufletul lor. Mântuitorul și astăzi strigă fiecare creștin cu adineanul lui Zahel. Suflete, grăbește-te că astăzi în casa ta mi se cade să rămân. Oricât de păcătoși am fi, Domnul vrea să intre la noi și să rămână la noi. Dar învățătura Evangheliei de Duminică nu stă numai în aceasta că Iisus a intrat în casa lui Zahel păcătosul, ci mai ales stă în aceea că Zahel s-a schimbat cu totul după ce a intrat Iisus în casa lui. O, ce minunate schimbări s-au făcut în casa lui Zahel după ce a intrat Iisus în ea. Când s-a întors acasă și l-a primit pe Iisus în casă, Zahel era altul. Zahel cel plecat de acasă murise și în locul lui s-a întors un alt Zahel. Învia la o viață nouă. În casa de la Ierihon s-a petrecut o minune. Când a plecat Zahel de acasă, era un lacom ce tremura după câștiguri, după bani și înșelăciuni. Și auziți-l ce zice după ce a intrat Iisus în casa lui. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. O astfel de minunată schimbare trebuie să se petreacă și în casa sufletului tău, iubite cititorului, după ce l-ai primit adevărat pe Iisus Mântuitorul. O schimbare din temelii s-a făcut și în viața lui Zahel, după ce a intrat Mântuitorul în casa lui. A doua zi, oamenii din Ierihon se vor fi întreba mirați. Oare ce-a fi pățit Zahel de s-o fi lăsat de înșelătorit? Dar Zahel nu pățise nimic, ci aflase lumina vieții. Așa trebuie să ne schimbe și pe noi Evanghelia Mântuitorului. Zahel va rămâne de acum în o pildă trăitoare despre ce înseamnă ar primi cu adevărat pe Iisus Mântuitorul și Evanghelia Lui. Dovada cea mai bună că Iisus a intrat în casa sufletului tău, o ai atunci când, iubite cititorule, când deodată ți se schimbă felul de a vedea și judeca. Atunci când deodată capeți alți ochi, altă vedere, alte picioare și altă umblare, altă gură și alte vorbe, când toate, la cât i-ai ținut mai înainte de socoteri cum aie, numai să-L poți dobândi pe Hristos. Bucuria adevărată și mântuirea adevărată, numai odată cu acestea schimbare va intra în casa ta și în sufletul tău. Astfel ai primit și tu, cititorule, pe Iisus Mântuitorul. Amin. Amin.